Reacția de polimerizare a alcadienelor. Alcadienele sunt hidrocarburi aciclice care conțin în molecula lor două legături duble. Iată cum avem aici modelat. Cea mai importantă reacție a alcadienelor este reacția de polimerizare, respectiv de copolimerizare. Aici am modelat molecula unei alcadiene. Avem catena de bază cu 4 atomi de carbon și observăm că prima legătură dublă este la primul atom de carbon, iar a doua legătură dublă este la al treilea atom de carbon. Mai avem aici o ramificație, gruparea metil, la cel de-al doilea atom de carbon. Deci, denumirea conform IUPAC a acestei alcadiene este 2-metil-1-3-butadienă, fiindcă are catena de bază 4 atomi de carbon. Iar denumirea uzuală este isoprenul, fiindcă avem gruparea metil la al doilea atom de carbon din catena de bază. Isoprenul sau 2-metil-1-3-butadiena, prin polimerizare, formează poliisoprenul. Iată-l modelat aici. În macromolecula poliisoprenului există o legătură dublă în fiecare unitate structurală. Dubla legătură determină existența a două forme structurale geometrice, și anume cis-poliizopren, respectiv trans-poliizopren. Aceasta este forma cis-poliizopren, care este de fapt și cauciucul natural. Și să vedem de ce îi se spune denumirea de cis. Iată, aici avem prima unitate structurală de bază, formată din 4 atomi de carbon. Acesta, acesta, acesta și acesta. Observăm că la această unitate structurală, la atomii de carbon legați prin dubla legătură, avem în planul de sus, la un atom de carbon, gruparea CH3, carbon hidrogen 3, iar la celălalt atom legat prin dubla legătură, avem hidrogen. La aceiași atomi de carbon legați prin dubla legătură, în planul de jos, avem gruparea CH2, carbon hidrogen 2, la celălalt, la fel, carbon hidrogen 2. Aici, la primul carbon din unitatea structurală de bază, avem o valență liberă, o legătură liberă. La următoarea unitate structurală se inversează. Următoarea unitate structurală este aceasta. Carbon 1, 2, 3, 4. La această unitate structurală observăm că în partea de sus a atomilor de carbon legați prin dublă legătură avem gruparea carbon-hidrogen 2, carbon-hidrogen 2. Iar în partea de jos avem la atomii legați prin dublă legătură carbon-hidrogen 3, respectiv hidrogen. Deci, aceasta a fost cea de-a doua unitate structurală. Avem și a treia unitate structurală, 1, 2, 3, 4, și acum iarăși avem ca la prima unitate, și anume, la atomii de carbon legați prin dublă legătură, în partea de sus avem carbon-hidrogen 3, respectiv hidrogen. Iar în partea de jos avem carbon-hidrogen 2 și la celălalt carbon-hidrogen 2. Aici cu o valență liberă, fiindcă este de NOI. Deci cauciucul natural este forma cis-poliizopren. Cauciucul natural se găsește sub forma unui suc lăptos care se numește latex, în scoarța arborilor de cauciuc.
Aceștia se cultivă în mod deosebit în Brazilia, Indonezia, Malaezia, Vietnam, etc. Mai mult din jumătate din producția mondială de cauciuc, atât natural cât și artificial, este folosită la fabricarea anvelopelor. Alte utilizări ale cauciucului, atât natural cât și celui artificial, sunt la fabricarea benzilor transportatoare, curele de transmisie, furtunuri, garnituri, amortizoare, încălțăminte, jucării, mănuși menajere sau chirurgicale și alte întrebuințări. Acestea sunt cele mai importante.